Între timp, esteticianul vedetelor a fost trimis în judecată pe numele Svetlanei Serghei sau Dr. Lana, cum se prezenta pe Facebook. Există până la această oră 10 de plângeri. Pacientele reclamă că au fost desfigurate și au avut dureri insuportabile după aceste intervenții. Andrei Grigore vine cu mai multe informații. Andrei, bună ziua! Ce se știe despre acest medic? Care sunt problemele de fapt? Bun găsit, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Încă din anul 2019, Svetlana Serghei, care este deloc din Republica Moldova, a practicat în București, dar și în alte locații din România, medicina fără drept de liberă practică, mai exact se intitula pe paginile de internet pe care se promova ca fiind medic estetician. Era ajutată în această acțiune, repet, din 2019 și până în prezent, până în 2020 la final desfășurată, ajutată de soțul ei. Astfel, cei doi au fost trimiși în judecată acum de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2. Dr. Lana, așa cum se numea ea, a fost trimisă în judecată pentru practicarea fără drept a unei meserii, iar soțul ei pentru complicitate la practicarea unei meserii fără drept. 37 de acte materiale, deci de fapte, sunt probate în rechizitoriu de procuror, asta după ce inițial știm că erau acuzate cel puțin 50 astfel de plângeri ale unor paciente care au fost mutilate de această doctoriță care, spuneam, se intitula estetician. Mai grav decât atât, făcea chiar și intervenții stomatologice, spre exemplu, albirea dinților. Foarte mult, Andrei.